Da, iată că am revenit în direct, stimați telespectatori. Vă reamintesc că suntem în emisiunea Consultații Gratuite, vorbim despre cancerul de sân, împreună cu invitata noastră, doamna dr. Felicia Bors, președinta Patronatului Medicilor de Familie. Înainte de pauză, vă pusesem o imagine cu principalele semne și simptome la care trebuie să luați aminte. O să rog regia din nou să ne pună acea imagine și am să o rog pe doamna doctor să o comenteze așa cum se pregătea înainte de publicitate. Doamna doctor, vă rog. Deci, în primul rând, schimbarea texturii pielii, adică, mai pe înțelesul tuturor, culoarea aceea maro de mamelon se face închis spre negru, iar în jur apare o areolă, așa ca un fel de cafea cu lapte. Asta ar fi una. O secreție din mamelon, asta v-am spus, deci să nu confundați cu o secreție lactată, are altă culoare, are alt miros, da? Un nodul sub braț, exact cum a precizat și domnul doctor, da? O durere sub braț, da? Și în momentul în care vă palpați în axilă, acolo simțiți un nodul, știți foarte bine, avem un mănunc foarte mare de ganglioni axilari. Sigur, mulți dintre ei sunt de apărare a organismului și foarte bine că îi avem acolo. Acolo avem și niște cisterne de limfă, dar, de fapt, ganglionii care apar pot să fie sau să dea notă un cancer. Da? Denivelări sau un aspect de coajă de portocală. E asta, coajă de portocală, nu v-aș dori eu să o vedeți niciodată. În momentul în care sânul are aspectul acela ca și de celulită, dar coajă de portocală, atunci problema cu porii aceia proeminenți, da, sigur, exact, că da, deja pielea întinsă, sclipitoare uneori, da, atunci este un rău. Grad mai avansat de afectare, da? Schimbarea formei și mărimii, aici domnul doctor a precizat foarte bine, știți foarte bine, nu avem nici mâinile la fel, numărul la inele ne este diferit, nu avem nici laba piciorului la fel, pentru că una e mai mare, una e mai mică. Exact așa se întâmplă în cazul sânului, unui mai mare, unui mai mic. În momentul în care vedem o diferență foarte mare între cei sau doi care sâni, a crescut în timp, sau care s-a modificat în timp, atunci iară trebuie să mergem la medic, așa, o roșață sau o iritație, vase de sânge care sunt mai umflate, iară poate fi un semn care să ne dea de gândit, noduli care sunt fixi și care nu se mișcă, da? Și indiferent cum mutăm mâna, știți că în momentul în care mutăm mâna, sânul se modifică, pielea se întinde da? Și se modifică forma sânului. E dacă rămân nodulii aceia fixi, tari, așa ca niște alune, este o altă problemă. Așa, sau retragerea mamelonului. Acum, nu trebuie să confundăm iară cu problemele doamnelor care alăptează și care nu au mamelonul format pentru alăptare. Aia este din naștere, aia este o altă problemă. Ci dacă, de exemplu, ați născut, ați alăptat și undeva pe la 50 de ani mamelonul se retrage, da? Atunci este iară un semn de afectare a sânului. Doamna doctor, dacă tot suntem la aceste imagini și am povestit de semne și simptome, poate că cu această ocazie poate n-ar fi rost să le reamintim telespectatorilor și de riscul de a dezvolta acea boală inflamatorie a sânului, vorbind de mastită, vorbeați de femeile care alăptează. Da. Și care ar trebui luată în seamă cu o mare seriozitate, nu de alta, dar există într-adevăr riscul de colecție și apoi să fie nevoie de operație, de incizie și așa mai departe. Da. Așa că, doamnelor care alăptați, aveți mare grijă și de sânii dumneavoastră, spălați-i de fiecare dată înainte, iar dacă vedeți că se dezvoltă ceva în sân așa tare, puternic și începe să fie nu numai dureros, dar și roșu, sau începe să faceți febră, e foarte posibil să faceți de fapt o mastită. Și nu este de neglijat, nu tratați mastita cu leacuri băbești pentru că e periculos, mastita este de multe ori o urgență.
mergeți urgent la medicul dumneavoastră de familie și el știe ce are de făcut. În dacă general, doriți să mai completați, da, în general, sigur. Doamnele fac mastită pentru că copilașii fiind prea mici nu reușesc să deschidă toate canalele. Și atunci, doamnele trebuie să fie învățate în maternitate sau de către medicul de familie să-și facă după fiecare alăptat un control a sânului și dacă cumva au lapte în exces sau dacă copilul fiind mic se satură dintr-un sân, trebuie mult celălalt sân, astfel ca să facem depozite de lapte, sunt acum tot felul de dispozitive și putem păstra lapte pentru perioada în care secreția lactată va scădea. Dar în primele zile, mama este oricum bulversată de venirea acasă, de noutatea micuțului și nu se îngrijește de fiecare dată de acest control, da? Și se... Uneori nici nu știe. Uneori nu știe, uneori colegii noștri sunt prea grăbiți și ocolesc să le spună și observă sânul pietrificat, da? De obicei ca și o dungă de creion, pentru că este de-a lungul unui canal, da? Care se înfundă, da? Și atunci trebuie pus cremă. Da? Cremă de obicei grasă și trebuie făcute prin mișcări rotative care totdeauna încep de la umăr spre mamelon. Niciodată nu forțăm numai zona mamelorară, acolo unde de obicei canalele sunt deschise, canalele trebuie deschise de la început, de la bază spre vârf, da? Da? Pe urmă avem o altă mișcare din axilă, da, tot spre mamelon, pe sub braț, da? Una de aici de la stern spre mamelon și în partea inferioară. Și trebuie făcute cu răbdare, cu mișcări rotative, da, și se simte pur și simplu cum se scurge laptele, da. Asta trebuie învățat. Trebuie învățat și trebuie avut mare grijă. Am să rog regia să ne dea ultima imagine, nu știu dacă e ultima, dar următoarea măcar. Și am să vă spun de ce. Pentru că avem, din păcate, la fetițe, la tinere, la adolescente, avem și la ele cancer de sân. Imaginea este asemănătoare cu cea anterioară, dar respectă un pic fizionomia copiilor și adolescenților și semnele sunt, practic, aceleași ca la adult, dar pot apare la vârste din ce în ce mai tinere. Băgați de seamă, dacă aveți fetițe în familie, când le faceți baie sau când se dezbracă pentru a se culca, urmăriți ce se întâmplă, pentru că sunt copile, sunt fragede, nu știu, se tem să povestească, uneori se gândesc că poate s-au lovit sau că poate le-a jenat tricoul pe care l-a purtat, multe dintre ele poartă bustieră ca să le țină sânii aplatizați și atunci ascund faptul că au apărut modificări în forma, în volumul, în structura și în modul de existență a sânului de copil sau adolescent. Asta nu trebuie neapărat să confundăm cu o simplă durere care, da, poate să apară premenstrual, da? Dar asta trebuie în cadrul educației mamă-fică, da? Să le explice domnișoarelor că în afara durerilor în micul bazin poate să fie și durerile în sân, pot să apară chiar nodul care să fie hormonal și care să nu fie, hai să zicem, nocivi. Deci să nu fie o boală gravă, ci pur și simplu transformările fiziologice ale vârstei. Sigur, da? Că da. Doamna doctor, la un moment dat s-a discutat foarte mult de fenomenul Angelina Jolie. Da. Este o cunoscută actriță pe care toată lumea, mă rog, bărbații în special, au admirat-o și care s-a pomenit la un moment dat că mama ei a avut cancer de sân, exact, a trecut prin niște suplicii, mergând la toate ședințele de chimioterapie, radioterapie cu mama ei și tot s-a gândit cum poate să ofere copiilor ei o stabilitate și o liniște și să nu treacă prin aceleași faze negative cum a trecut ea cu mama ei. Sigur că a avut consilierea unor medici extraordinari care
au sfătuit-o să-și facă niște examene genetice, acel BRK, care la noi în țară se face doar în centre universitare, costă foarte mult și este gena transmițătoare de cancer. Și-a făcut analizele au ieșit pozitive și atunci a avut, s-au sfătuit cu medicii ei și pur și simplu și-a scos ambele glande mamare, și-a făcut o reconstrucție mamară imediată și și-a scos amândouă ovarele. Vreau să spun că în perioada respectivă foarte multe doamne își făceau control și, mă rog, se gândeau să apeleze la aceleași operații. În România nu cred că a fost încurajată această metodă. Eu la cabinet am o singură doamnă care, sora dânsei, avuse cancer, tot așa mergea cu ea peste tot și a zis că nu vrea să treacă prin așa ceva, dar nu cred că este o metodă larg întâlnită. Este o metodă costisitoare și laborioasă și în același timp, eu zic că trebuie să te gândești ca femeie sau chiar și ca bărbat, trebuie să te gândești foarte serios ce vei face în viitor. Dacă îți faci un asemenea test și este pozitiv, atunci, da, este doar o chestiune de timp până când vei face cancer de sân. Deci, în cazul să te gândești la lucrul ăsta foarte intens și să nu amâni pentru a preveni un cancer de sân, sigur că da. Însă, deocamdată, după câte știu, nu, genul ăsta de investigație nu este prevăzută în programele naționale și în contractul cu casa și atunci trebuie să te gândești dacă faci o astfel de investiție de viitor. Da. Da, este un lucru deosebit de serios. Între timp, stimați spectatori, am mai descoperit niște date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică care confirmă că în 2020 cancerul de sân era într-adevăr și pe locul 3. Adică era pe locul 3, exact ca și în 2019. Pe primul loc era cancerul de colon, apoi cancerul pulmonar. Așa, dar tot pe acolo, pe undeva este, deci să avem mare, mare grijă. Următoarea imagine, regia, cred că mai avem o imagine sau două și apoi, da, acesta este slide-ul cu doamna Angelina Jolie, am discutat despre el și în continuare mai avem un slide, unul singur, pe care, atenție, nu-l puneți încă, pentru că este un pic cam dur. Da, s-a pus deja pe ecran, dar nu-i nimic, o să vă rog frumos să-l priviți dacă vreți și apoi să scoatem acest slide de pe ecran. Gata, regia, mulțumesc. De ce? Pentru că ați văzut acolo cum arată o persoană care a trebuit să fie operată cu glanda mamară scoasă, dar ceea ce am vrut să vă arăt pe acel slide era faptul că există posibilitatea chirurgiei reconstructive pentru doamnele sau domnișoarele care au trecut prin această boală nenorocită și care doresc să aibă din nou un aspect fizic cât de cât acceptabil. Doamna da. Doctor. Se face în câteva centre universitare, da? Este acum la modă ca operație. Se introduce un burete, un expander, da, sub piele, în care se introduce ser fiziologic. Nu se pune dintr-o dată, exact ca și la augmentația de sân la doamnele care vor să aibă o cupă mai mare sau un număr mai mare. Există o altă tehnică la doamnele operate, tocmai pentru că locul acela a fost iradiat, locul acela a fost traumatizat și s-ar putea să nu suporte o mai mare cantitate de ser. În momentul în care se ajunge la forma și la mililitri doriți, există două posibilități. Ori se ia o bucată de coastă și se pune în partea de jos a sânului ca sprijin, ori din creasta iliacă. Sunt medici de chirurgie plastică în România care fac astfel de operații și înainte de pandemie erau chiar centre foarte bune, deja organizate, nu stăteau în spital doamnele, stăteau în pensiuni pe lângă clinică și erau supravegheate de acolo. Își reconstruiau stima de sine.
Asta contează. Contează foarte mult. Da, să poți merge la ștrand sau poți să mergi la băi ca și celelalte doamne, să poți merge la sport ca și celelalte doamne. Din păcate, operațiile estetice după apariția COVID-ului s-au cam redus, iar mai nou s-au redus toate operațiile care nu sunt urgențe medicale. Suntem într-un fel de alertă acum. Da, așa este. Dar, foarte important, odată, se poate face chirurgie reconstructivă. Doi, să știți că există programe prin care puteți beneficia de niște reduceri considerabile de preț pentru a face astfel de operații. Am și eu două paciente care au practicat această, s-au supus, mai bine zis, aceste operații, pentru că, din păcate, avuseseră cancer de sân și au trebuit operate glanda mamară extirpată și arată destul de bine, mai ales văzute din exterior, dar pentru ea, pentru femeia care a trecut printr-o traumă atât de mare, printr-o operație, prin chimioterapie, prin radioterapie, este ceva deosebit să se simtă din nou plăcută privirii celor din jur. Pentru că dumneavoastră știți, în marea majoritate a cazurilor, un om când este bolnav de cancer este un pic marginalizat. Uneori mai mult, ce este drept, este drept. Și în felul ăsta, omul se simte rău, se simte retras, intră în depresie, intră într-o stare foarte proastă, iar noi cei din jur, familia, rudele, prietenii, trebuie să încercăm să venim cu sprijin. Sprijin moral, sprijin fizic, să nu-i excludem din societate. Exact cum spuneam în emisiunea trecută, în care discutam despre alcoolici anonimi. Și cei care sunt cu cancer sunt oameni, și cei care sunt cu alcool în sânge, cum vine zis, care sunt alcooliști sau care sunt dependenți, mai bine, sau hai să zicem că au o adicție. Și ei sunt tot oameni și au nevoie de sprijinul nostru. Este cel mai frumos lucru pe care putem să-l facem atunci când ne sprijinim pe cei care sunt sănătoși. Oamenii bolnavi au nevoie de noi, cei care suntem sănătoși, ca sprijin. Și noi nu avem voie, nu avem dreptul să excludem din viață, din societate. Doamna doctor, câteva cuvinte așa, pregătire de final. Păi le dorim toate doamnelor și domnișoarelor să fie sănătoase, să nu aibă nevoie de nicio intervenție chirurgicală legată de cancerul de sân, să apeleze la noi la cele mai mici modificări pe care le observă. Rog frumos pacienții care ne văd să se vaccineze, revenim la COVID și lăsăm cancerul de sân să se vaccineze, să se termine odată cu prostia asta de COVID, care ne schimbă viețile pe zi ce trece și nu mai socializăm și nu mai suntem aceiași care am fost și nu mai ne urmăm mersul vieții așa cum ar fi trebuit. Și le doresc multă sănătate. Poate nu ne mai vedem până la sărbători, așa că sărbători fericite. Depinde doar de dumneavoastră și de timpul pe care îl aveți, doamna doctor. Stimați telespectatori, cam asta a fost emisiunea noastră. N-am intrat în amănunte în ceea ce privește tratamentul cancerului, pentru că nu este cazul. Este important pentru dumneavoastră să știți cum să depistați precoce un cancer de sân în fază cât mai timpurie. Este important pentru dumneavoastră să știți ce mijloace de investigație există în momentul de față și ce ar trebui să faceți în continuare. Exact cum spunea doamna doctor, ține strâns legătura cu medicul dumneavoastră de familie, nu numai pentru cancerul de sân, dar pentru orice altă problemă de sănătate pe care o aveți. Și da, nu pot decât să spun și eu, ca și doamna doctor, vaccinați-vă. Vaccinați-vă, oameni buni, că nu scăpăm repede de nenorocita asta de pandemie. Vă dorim o seară plăcută, la revedere, până săptămâna viitoare.